Brânzeturi de toate felurile, de la Bran până la Argeș și de la Sibiu până la Brașov, cașcaval, pastramă simplă sau afumată la sare sau cu baițuri naturale pregătită ca la mama acasă, preparate din porc, oaie, gâscă, capră, ori pui de la Botoșani, pe toate le găsiți la piața țărănească. Avem de toate, mii pregătiți pentru aici, la dumneavoastră, la Țelmul Mării. Avem șorici, pastramă, cânăcioare, piept de porc și mai nou așa jumări. Ați cumpărat ce? Brânză? Da, puțin brânză de burduf și... Ați gustat-o cum e? Da, e foarte bună. Vestitele murături ale lui Neapuiu, pepene galben murat, asortate, conopidă, mere și pere murate, vă așteaptă să le degustați și de ce nu să le cumpărați. Sunt foarte bune, au un gust deosebit, chiar o surpriză pentru invitații care iau oamenii care cumpără de la mine și așa mai departe. Cum e la gust? E foarte bun. Iar lista de bunătăți nu se oprește aici. Chiar și cei mai pretențioși dintre clienți vor găsi ce să cumpere de aici, de la piața țărănească. Spre exemplu, au de unde alege cașcaval cu nucă, cu arpagic și usturoi, cu sambal sau cu urzică. Toate pot fi cumpărate și atenție mare, asta numai după ce mai întâi le gustați. Nu lipsesc meșteșugarii care împletesc și olăresc cu atâta măestrie lucruri de trebuință caselor de gospodari. Prețurile sunt pentru toate buzunarele, iar dacă la sfârșitul cumpărăturilor v-au mai rămas ceva bănuți în portofel, atunci musai trebuie să treceți pe la grătarele încinse, mititei, cârnăciorii și chiar sărmăluțele vă îmbie să le gustați.